Și am venit acum pe seara aici în Jakarta la Central Park. Central Park e un fel de downtown New York. Există aici două mall-uri, iar peste amândouă mall-uri este acel pod. Să vedem mai mult despre ce e vorba aici. Ne aflăm într-unul dintre zecile de mall-uri de aici, din Jakarta. Priviți cum arată. Nu știu dacă este ceva, așa ceva în România. Deci în București nu cred că este. E ceva imens. Acest mall poate intra în competiție cu orice mall din Florida și chiar din Statele Unite. Imens și foarte frumos. Am înțeles că este nou făcut în ultimii 5 ani. Și dacă ne uităm în sus, are 1, 2, 3, 4 etaje sau ceva în genul ăsta. Imens. Eu nu am văzut așa ceva nici în Florida. Și bineînțeles că există toate filmele, toate filmele, începând de la Guess, Estée Lauder, Hush Puppies, Swarovski, toate filmele sunt aici. Zara și așa mai departe. Are 1, 2, 3, 4 etaje. Imens acest mall, imens. Eu n-am văzut așa un mall nici în Florida. Am rămas cu gura cască, imens. Toate mărcile, toate brandurile internaționale le găsește aici. Fabulos. Și aici suntem în afara mall-ului. După cum vedeți, foarte animat și aici. Avem și dansatori și de toate. Și aceasta este priveliște. Nu știu cum filmează GoPro noaptea, dar în jur avem numai zgârie nori. Cum am mai spus și altă dată, Indonezia este foarte prietenoasă cu animalele. Deci vom găsi o grămadă de animale de companie. După cum vedeți.
După cum vedeți, priveliștea din spatele meu e magnifică și tot ce e în jur aici. Am rămas plăcut impresionat de acest grandios mall. Sunt două mall-uri, unul în spatele meu și unul în față aici. Și se poate circula prin acest pod luminat. Foarte frumos. Din mall-ul ăla am venit pe pod și am intrat în alt mall. Eu n-am văzut așa multe mall-uri nici în America. Aici avem acuariu, nu știu dacă vom intra, să vedem. Și ca să vedeți cum arată un adevărat food court, cam aici este. Uriaș. Mulțime de lume, nebunie aici. Un mall uriaș, super uriaș. Acum vom vizita un parc aici, Indonezia în miniatură, Taman Ini, Indonezia se numește. Arată interesant acest loc. Indonezia în miniatură. Și ca de obicei, de spălat pentru spălat mâinile și dezinfectat ca peste tot. Nu pot să nu remarc. Cam aceasta este harta parcului Indonezia în miniatură. Să vedem.
locuri pentru cumpărat băuturi colitoare și tot ce vrei. Și vom merge acum cu acest trenuleț prin acest parc. Și vom face o tură, cum am zis, cu acest carusel. Să vedem acest parc. Cine vrea poate face turul și cu mașina sau cu scuterul. Cine nu are mașină sau scuter, vine cu acest trenuleț, sau cum se numește. Costul unui bilet este pe 10.000 de bani locali. 10.000 de lupi. Avem aici construcții în miniatură din toate zonele Indoneziei. Avem de asemenea și muzică locală. Avem un avion. Partea dreaptă aici avem un lac foarte frumos și sus avem un fel de gondolă, nu știu dacă se vede în cameră. Este foarte frumos amenajat totul. Și aici avem zona Est Kalimantana. Construcțiile din acea zonă este undeva în nordul Indoneziei. Aici avem stația de pompieri, muzeul, cred că e și un muzeu, și celebrele porți, cum erau și în Bali. Priviți acoperișurile la aceste case, foarte frumos. Și ingenios făcut. După cum bine puteți auzi, ascultăm și muzică indoneziană, un blues indonezian, foarte interesantă muzica mie, mi se pare. Trecem pe partea asfaltă aici și avem niște vagonete, niște vagoane.
Avem și un CFC, varianta indoneziană la KFC, CFC. Și că de obicei multă vegetație. Foarte bine organizat totul. Trecem pe partea asta acum. Cred că sunt tot felul de păsări acolo în fotografii. Taman Mini Indonesia. Foarte ingenioasă această idee de a organiza acest muzeu în aer liber. Este ceva și la București, gen muzeul satului românesc, însă aici este mult mai mare și mai divers. Tot mă schimb cu camera de pe o parte pe alta ca să cuprind cât mai multe imagini. Muzeul energiei, am văzut ce am înțeles și eu. Iar acolo avem Muzeul Științei. Peste tot înăuntru pe aici, chioșcuri cu răcoritoare, cu tot ce vrei. Din nou mă repet, foarte bine organizat totul. Îmbinat natura cu construcțiile, excelent. Aici avem ceva restaurante. Priviți aici niște butuci, niște tulpini de copaci foarte groase, imense. Sper să nu-mi dea ban pentru muzica de pe fundal. Este muzica indoneziană, este plăcută. Și aici avem zona Papua. Pe o parte și pe cealaltă, nu știu pe ce parte să filmez. Zona Sulawesi. Și aici avem un, parcă suntem în Walt Disney World.
acest castel frumos. Păcat că este acest gaz. Foarte frumos. Și avem și un trenuleț aici. Un trenuleț pe șină. Noi suntem trenulețul, cu trenulețul pe șosea. Da, interesant. Foarte frumos colorat totul. Iar aici avem un alt avion și un elicopter, e vorba de aviație, Garuda Indonesia. Este vorba de Muzeul Transporturilor aici, secțiunea transporturi. Când mă plimb asta de vreo 20 de minute, costul biletului a fost de 10.000 de rupii, cum am spus. Foarte ieftin, vreo 80 de cenți. Nusa Tenggara, zona Nusa Tenggara, am fost acolo pe insulă. Iar acolo avem niște vapoare. Zona Java Timur aici. Aici avem Muzeul Pusaka. Iar aici e ceva pe apă. Și din nou mii de coșcă. Chioșculețe, zeci de chioșculețe. Vrei un suc rece, o înghețată, o zice, o gustare, găsești. De asemenea și suveniruri. Și pe o parte și pe cealaltă la fel. Nu pot să nu repet, foarte bine organizat totul. Eat, drink and enjoy. Scrie acolo pe o flăcuță. Paired. Aici avem un clopot, o replică la templul budist.
în parte distracții, probabil. Iar aceasta este o biserică protestantă, cred, așa înțeleg de acolo. În Indonezia există un procent însemnat și de creștini, dar majoritar sunt musulmani. Excepție făcând insula Bali, unde majoritar sunt hinduși. Avem o moschee aici. Și aici avem ceva templu chinezesc. Foarte frumos. Nici nu știu pe care parte să filmez, când pe stânga, când pe dreapta. Priviți cum arată acest chioșc de suveniruri. Foarte frumos. Da, și am ajuns de unde am plecat. De la faimosul monument de aici. Mini Indonesia, parcul Mini Indonesia.